Bine v-am regăsit, dragi prieteni, iubitori de povești, așa cum îmi place mie să vă zic, și chiar sper că iubiți poveștile. Așa cum am spus data trecută, mă țin de cuvânt și astăzi vă voi spune o poveste din aceeași carte, Ce a uitat călătorul. Cartea conține o selecție de povești semnată Brad Florescu, care sigur le-a și adaptat foarte frumos, așa încât vă recomand, dragi prieteni, pentru că din ea eu doar câteva povești am să vă spun, dar ele sunt mult mai multe și foarte provocatoare, acaparatoare, ori să vă bucure și ori să vă îmbogățească. De data aceasta, o poveste de iarnă. Așadar, era zăpadă, cam povești. Ninsese atât de mult încât oamenii care aveau treburi de făcut mergeau prin zăpada mare până la genunchi. În lumea aceasta de poveste și într-o iarnă de poveste, o mămică își strigă băiețelul: Vasea, Vasea, te rog, du-te și adu câteva vreascuri din pădure. E nevoie să avem vreascuri pentru noaptea asta, pentru că este foarte frig. Și Vasea, băiețel cu minte, iese din camera lui, se duce, se încalță, își pune pe el hăinuța și dă să iasă din casă. Vasea, te rog să nu uiți să spui și căciulița, este foarte frig afară. Și atunci Vasea se întoarce și ia căciulița și o pune așa pe un colțișor mai degrabă și pornește prin zăpadă. Acum, vedeți voi, Vasea, ca orice băiețel, era bucuros că afară ninsese și că era zăpadă și se juca cu zăpadă, nu simțea el frigul, iar când a ajuns aproape de locul din care să adune vreascurile, și-a dat căciula jos din cap și și-a pus-o în buzunar să vadă mai bine locurile. Și s-a apucat să adune vreascuri. Și pe când le aduna și se apleca și se mai trăgea și încerca să adune cât mai multe și ușor de luat apoi și dus acasă, Vasea n-a observat că i-a căzut căciulița. Așa că atunci când a plecat, căciulița lui, moale și din lână, a rămas acolo în zăpadă. Și Vasea a plecat. Și numai ce se apropie un șoricel, se apropie, ajunge lângă căciuliță. Ce căciuliță moale și călduroasă! Pe frigul ăsta ar fi numai bună să-mi fac culcuș și să dorm toată iarna în ea. Și șoricelul se bagă în căciuliță, se așează acolo la călduri și adoarme. Dar nici nu adoarme bine și apare un pâș care se apropie și el de căciuliță și... Da, chiar e călduroasă căciulița aceasta. Aș putea și eu să intru în ea și să dorm toată iarna în ea. Hei, șoricelule! Șoricelule, aș putea și eu să intru în căciuliță? Da, sigur, păi uite cât loc este, spune șoricelul. Îți mulțumesc. Și intră pârșul înăuntru, se așează și el într-un colțișor. Dar ce bine e și cald. Și dă să adorme când... Hei, șoricelule? Da. Șoricelule? Da. Șoricelule, aș putea și eu să intru în căciuliță? Tare moale și călduroasă pare. Și apoi loc e destul. Cum să nu bufniți-o? Sigur că da, intră și tu. Și numai ce se bagă și bufnița în căciuliță și-și face loc așa printre șoricel și pâș. Ce bine e și cald, zice bufnița. Nici nu se așează bine și apare lupul. Hei, hei, șoricelule! Da, lupule, șoricelule, e așa de frig afară și mi-a înghețat gâtul așa de tare. Crezi că aș putea și eu să intru la tine în căciuliță? Uite, dacă mă lași să stau și eu în căciuliță, promit că n-o să mai mănânc niciodată niciun frate de-al tău. Cum să nu, lupule? Intră și tu, că mai e un pic de loc. Un pic? Uite că fac eu loc acum, spune lupul, și intră și el în căciuliță, se așează așa lângă bufniță, între șoricel și pârși. O, ce bine e și că așa de... Hei, 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 hei! Ce se aude? Un eco, un eco, un eco, un eco, dar ce... Eu sunt ursul! A, ursul, urs! Da, ursule, pot și eu să intru în căciuliță?
intră, ursule, dacă mai ai loc, intră și tu. Și ursul se bagă și el și își face și el loc și pietul șoricel era deja cu brazul lipit. E bine, stai bine, ursule! Stau bine, 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 bine. E, acum nu mai e loc nici de un ac, spune șoricel. Dar de mine cred că este loc, spune o furnicuță care apare și a, e, furnicuță, numai tu lipseai de aici. E, păi pentru că lipseam am venit și eu. Și pentru că nu mai era niciun strop de loc în căciuliță, furnicuța a urcat pe nasul ursului și a început să-l gâtile pe urs pe nas și furnicuța... Sănătate, ursul, a strigat și joricelul, și pârșul, și bufnița, și lupul, dar căciulița a sărit cât colo odată cu toate animăluțele și fiecare dintre animăluți a plecat să caute un alt locșor. Între timp, Vasea, pentru că i se făcuse cam frig, a dat să-și ia căciulița să-și o pună pe cap și... Ia căciulița de unde noi, mai. Mai, am pierdut căciulița și dacă află mami că am pierdut și căciulița asta bună și moale de lână, o să se supere pe mine. Ia să mai bine mă întorc să caut căciulița. Și spune Vasea, lasă lemnele toate într-un locșor și se întoarce după căciuliță. Și o caută, și o caută, și o caută, și o caută și o vede agățată pe o crenguță într-un copăcel. Pe semne că a luat-o vântul, și-a spus Vasea. Și-a luat căciulița de acolo și-a pus-o pe cap, s-a dus, a luat și vreascurile, lemnișoarele toate, s-a dus acasă la el. Măi, Vasea, băiatul mamei, ce băiat cu minte ești, uite, ai adus și vreascurile, n-ai pierdut nici căciulița. E, mai departe, dragii mei, vă rămâne vouă în sarcină, dacă o să vreți și dacă v-a plăcut povestea, să-mi trimiteți un mesaj, ca de fiecare dată, la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Thank you.